familie, hai cam tot și pasta, după vreo 16 ore de zbor, am ajuns într-un final în Peru, în capitala Lima, și după ce am ajuns la hotel, am avut o mică problemă cu camerele, ne-au fost ocupate și ne-au trimis pentru o seară la un alt hotel. Acum așteptăm să vină să ne recuperez de aici mașinile, să ne întoarcă la hotelul nostru. Fiindcă aici suntem cazați la etajul 7, cel puțin eu cu Grasu și Mihai cu băiețelul. Am văzut că avem o terasă aici, afară, care oferă așa o imagine către oraș. Nu o să vă arăt foarte multe, pentru că prea am ce, dar haide să vedeți un pic Lima. Sunt peste 8 milioane de locuitori în capitala asta. Traficul e infernal. Se claxonează într-una. E o capitală destul de agitată. O foarte, foarte multe mașini pe șosea, dintre care 3 sferturi sunt coji. Cam atât deocamdată. Am să vă mai arăt odată ce schimbăm peisajul. Am ajuns într-un final. Oh. N-ai băgat aia de lumină? Ce? Cartela. Am băgat. Asta este cămăruța noastră pentru următoarele 5 seri, nu? De fapt 4, că una s-a dus. 4, că una o să o petreci cu o seară Mandu. Și acum priveliștea lui Grasu. Unde e jacuzzi nostru? Ce avem acolo? Mai bine nu filmez pe aia. Sunt peste momentul ăla. Îți filmez priveliștea de aici. Vai, ce este asta? Vale de Madre. Pisco, mă, uite Pisco de aici, Mihai. A venit, ne-au sosit bagajele. Ai pregătit și paga? Păi da, dar îi dăm noi și pentru Mihai, că îi ajunge. Frente a ustedes, el círculo de la vida, un herbívoro, un omnívoro y los carnívoros.
El omnívoro está observando al herbívoro, pero los carnívoros observan con interés a este omnívoro que les habla. Me acerqué a mirar el capibara, pero veo que hay 1, 2, 3, 4, 6 caimanes que también se acercan a vigilarme. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuánto ruido y cuánto tráfico! Ando a buscar en los amplios espacios del pantano, rastreando a algún animal exótico. ¡Oh, cielos! Es como estar en un embotellamiento en Los Ángeles. El tráfico está detenido por todas partes. Es cierto que las vacas tienen ángulos muy interesantes, pero desde el ángulo que yo las miro, no son muy lindas. Esta autopista se extiende por 130 kilómetros entre los extremos norte y sur del Pantanal. Y tiene más... Ah, me echan a Zimbara. O, Doamne! Ce dracu-i? Păi știi, filmez grasul cu ăla. Nu știu, îmi închipuiam că este una... unul descoperit. Nu mai trebuie ăla. No, 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 we will stay two. Ai, ia. Ha, grăsane! Bine ai venit! Mama ta! Da, dacă îi răspunzi, cred că o să mi se ducă. Răspunde! Da. Să rămână, zi-mi repede. Să nu se ducă creditul. Mă, dar pe ăla ți întreba când ne costă totul ăsta. Da, nu e încărcat. Nu mergi, mai merge încărcat. Mihai! Dacă nu suntem bine, vorbim, da? Cât e turul ăsta? Da. It's good. Ce, nu știi? Ce? Ena? E, că am telefonul închis. Mam, frate, ce frici, bine! Good morning. Good morning. My name is Fernando, and I'm going to your bed this morning. And all bus, this morning, all passengers. Se ne întâmplă cât costă? Spanish. English. Not, yeah, not good for you. And we're going private for you. All only private for you. No extra charge. It's a 3.5 and 35 US, okay? How much? 35. 35 de dolari? 3 ore. And the Chinese only 18 dollars. Dacă pleci cu el în Nasca, s-ar putea să aveți și pilot, Mihai. El să fie pilot. Thank you.
electric. Da, curent electric. Toate casele au curent electric. Right side we have a waka. Waka means charge on adoration. This waka was made by the Lima culture 200 before Jesus Christ. So it was a church, not a cemetery. So in the top of the hill, which is cut, they practice some ceremonies in order to ask for permission to the gods. Dragă meseriei care, care trebuie să-și facă natura aia, ca să înțeleg și eu ce spune. Săracul. Cred că a fost nebunit ca să cante de accentul englez, asta nu trebuie să scoate din scripturi. Oala, ce ne-am dat doamnă! Era... Filmează grasul acolo, tu filmează! Fără la categoriile de clase sociale? Da.
Merge așa. It was a charge for the place. But not place for small people, for all people. In the top of this, they put some sacrifices. They kill people, they kill people. And also should be the Indian born and was offering to the God. The others here we can see are standing. One out of another, no pegament. The pegament is in the top. Why? Because in this area we have a lot of energy. Too much energy we have this. We can take a photo, sir. How many here? 200 before Jesus Christ. By Ishma Kulchul. Ishma Kulchul. De ce nu știi limba? Stă la încuiat. O cartină. Cum ne dăm jos din mașină. Aolo, doamne, doamne. Ui, ce miros. Uite nasca. Uite copiii la fotbal. Filmez acum. Bună și eu, ăștia cu bicicleta în pârme. Hai, adică bagă-ne poză de este. David, trebuie să mă duc la un consultorele. Cred că aș fi început schimbul. Thank you.
ca la ele. Mă, că nu vreau.
Eu te pico com a mão. Date pe zici. Hai de mine, tot baletul ăsta trebuie să-l facă pe mischină. Sunt doi acolo?
Thank you.
privește așa. Thank you.
Miren cómo va a estar.
No, es papi. ¿Qué pasa? Fabricio, mete las cosas que lo vas a mojar al dedo, estás mojado. Tira. Mira cómo baila. Bájate, que tú ves muy bien, no tienes que trepar. No importa. Te voy a bajar ahí. Ya, entonces bajadito, no te trepes ni la rata. No. Ya, y si quieres trepar, no te estés moviendo, ¿ya? Ahí, tranquilo. Mira cómo baila. Baila, pues eso lo baila, mira. Sí, mira, ellos están bailando. Bueno. Nebun, le-a pus ochii pe tacu. Pus ochii pe tacu. Filmează grasul, filmează, sau de ciclone. Asta că e blu. Ah, ce frumoasă e culoarea asta. Hai, Mihai, că deja ai pe clei acasă. Ai gata grasul, ca asta nu face nimic, mi-ai tras chiar. Observ. Ai gata grasul, ca asta nu face nimic. Da, i-a spus că cea mai spectaculoasă a fost prima. Ei, mai e la 8 în scurt asta. Bade acasă. Mi-a, mi-a acoperit toată... Nu orice bade, Gheorghe. Mi-a aruncat cu piață. Mărie la el puțin.
camino más justo. Muy difícil. Welcome to the board. O avem un prim plan aici pe... Mistrețele prietenoase. Say hello to the Machu Picchu. Hello to the Machu Picchu. Așa, Cristalo filmează agricultura. Văd la ce stic cu camera în mâini pe aici. Bine că am apucat să fac și o poză cu vrea aia. Da, s-a tutor. Uite la. Dacă n-am mai mers cu trenul pe sani. Da, n-am mai niciodată cu tren din asta. Stai, că tot pe ea. Nu, am mers până la Iași. Da, de-aia nu mai mers să-i întâmplă de-aia copii. Am la Bulici în vacanțe. La un tren. Da. A, povește. Viteza asta. Aici suntem în Valea Sacră. Nu, asta era mărar. O să mă filmez boschiți. Strază și tu pentru mai încolo. Pe ce filmai? Da. Îi pare rău că n-are cum să se întinde aici. Nu știți voi cum vă-ți place foarte. Ca n-ați până așa. Așa vreau. Dormeam. Es una palabra quechua que significa donde se encuentra o algo. ¿Cómo se Every stones 40 kilometers because in Cusco we don't have any quarries. Even now, if you want to visit or sorry, living there, you have to move the stones from 40 kilometers. The Spanish knew that. For that reason, they decided to destroy all the Inca sites and to build with those stones the churches, right, over there. And Incas being very lucky here because where they wanted to have forever a nice citadel, right, they could to find them good material. In this case, you will find almost all those stones is white granite. The other stone is the serpentine, but you will find in some places
green spots of green stone. So this is the serpentine stone. So which part of Machu Picchu was the first building here? First, Incas split up the mountain from the top to the bottom. But they start to build from the bottom to the top. So what does this mean? The terraces here is the first building in this site. So terraces help, you know, to have to use as a foundation. Right? So the terraces here, most of them is the foundation from this site. In other words, you couldn't have this city because this is the only way to make flat, you know, on the top. If you look at the cliffs of the mountains in everywhere, right? So terraces was the first building as a foundation. The terraces which is next to us and facing the east and southeast, right, is for farming, mainly those terraces. But the other terraces which you can see ahead of us everywhere, those are the foundation. So the second building for Incas over here was the aqueducts, the channels. So the drinking water, wastewater here is running underground mainly. The third building was temples, then palaces, at the end living houses. So Machu Picchu, even that never was finished to build. It's in the halfway. There are many places which is unfinished.